Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi termina Orhideea. Ar fi trebuit să o termin ieri. Vreau să fac o introducere, nu vreau să vă plictisesc, însă ieri mi s-a întâmplat un lucru care a fost o jignire la adresa mea și la adresa dumneavoastră. A tuturor doamnelor care v-ați înscris pe YouTube și a doamnelor care faceți parte din grupul Tatiana Croșeta și prietenele ei. O doamnă care făcea parte din grupul nostru, acum nu mai este, pentru că am blocat-o, doamna Nuțe Buzea, văzând premiul pe care l-am pus în joc pentru 8 martie, a binevoit aș invita toți prietenii din lista dumneaei să se înscrie pe grupul nostru. Persoane care nu aveau nicio legătură cu lucru de mână, cu handmade, cu ceea ce facem noi. Aceasta a fost o jignire atât la adresa dumneavoastră, doamnelor care sunteți prezente în fiecare zi cu lucrări, o jignire la adresa dumneavoastră care faceți sacrificii, care vă pierdeți timpul cu lucrul de mână, care în loc să vă odihniți, preferați să croșetați câteva rânduri, să coaseți, să împletiți ceea ce faceți dumneavoastră. Și astfel am pierdut ieri timpul liber pe care îl aveam pentru a anula toate acele cereri de înscriere. Vreau să menționez un lucru. Este urât să spui din casă. Însă, eu vă spun că sunt o persoană egală cu dumneavoastră. O persoană care lucrează foarte mult. Eu lucrez ca badantă la o bătrână. O bătrână care, așa cum ați văzut, a împlinit 90 de ani. Această doamnă, fiind atât de bătrână, necesită ca în permanență să fiu lângă ea. Tutorialele și lucrările pe care le fac, le fac sacrificând din timpul meu de odihnă. În afară de aceasta, eu în felul acesta, deci lucrând în fiecare zi, de la 3:30 sunt deja în picioare, în felul acesta am câștigat atât existența pentru a-mi plăti tratamentele medicale, pentru că stau și voi sta încă aici pentru că am nevoie de tratamente medicale și pentru a-mi ajuta copiii care sunt în România. Deci nu sunt nicio bogătașă, nu sunt, sunt o persoană normală ca și dumneavoastră care are această plăcere de a lucra, astfel mă relaxez, astfel uit de toate greutățile de zi cu zi. În felul acesta mă rup un pic de realitate, de ceea ce este în jurul meu. Lucrând mă relaxez, de aceea am decis să fac grupul de Facebook, de aceea am decis să fac canalul de YouTube, pentru a împărtăși un pic din ceea ce știu cu dumneavoastră. Nu sunt o expertă, nu fac concurență cu nimeni, de aceea toate tutorialele pe care eu le fac sunt prezentate doar pe grupul nostru, pe grupul meu. Doamnele care sunt administrator îmi dau o mână de ajutor foarte mare. Vorbind cu ele am decis să facem acest concurs, însă concursul și premiul care va fi câștigat vreau să fie câștigat pe drept, de o doamnă care într-adevăr lucrează, de o doamnă care ne este alături, de o doamnă care, așa cum facem fiecare dintre noi, în loc să dormim, lucrăm câte ceva. A fost foarte urât din partea acelei doamne. Suntem un grup serios, vreau să rămânem un grup serios. Ceea ce eu am spus la Crăciun în legătură cu proiectele pe care le am pentru acest an, încet, încet le voi pune în practică.
Așa cum vă spuneam, este urât să spui din casă, însă vreau ca dumneavoastră să înțelegeți situația, că dacă între un tutorial și celălalt este o oarecare diferență de timp, atunci înseamnă că eu fie sunt foarte ocupată, fie nu am reușit din anumite motive bine întemeiate să continui acel tutorial în ziua respectivă sau o zi după. Concursul va avea loc, așa cum am spus. Vreau să ca doamna care îl va câștiga să-l acei bani să-i merite cu adevărat, pentru că este activă, pentru că face parte din acest grup, pentru că s-a înscris pe canalul de YouTube și asta înseamnă că este o persoană care, într-adevăr, își dă silința, o persoană la care îi place lucrul de mână, nu persoane care nu au nicio legătură cu aceasta. Eu atât am vrut să vă spun și acum voi începe să lucrez, să terminăm orhideea și sper ca până la sfârșitul săptămânii să reușesc să fac un nou tutorial pentru dumneavoastră. Așa cum am menționat de la bun început, tot respectul și toată admirația pentru doamnele care fac tutoriale, pentru că nu este ușor de a face aceste lucruri, de a filma, a lucra și a vorbi, a explica în același timp. Am încercat multe modalități în care să pot face, să pot filma. Bineînțeles, uneori tutorialele sunt foarte reușite, alteori sunt anumite, se văd mult mâinile mele, pentru că, așa cum vă spuneam, este foarte greu să faci un tutorial, să fixezi camera în modul în care să poți lucra, în care să poți vedea ceea ce faci. La mine acum este dimineața, este foarte devreme, așa cum vă spuneam, dar chiar dacă se vede umbra, sper să vedeți pe cameră ceea ce eu lucrez și voi încerca să schimb modul de a filma, astfel încât dumneavoastră să puteți observa tot ceea ce fac. Așa cum ați văzut, am făcut florile, am făcut frunzele pentru orhideea noastră, am pregătit și un ghiveci în care am pus acel burete de florărie, pentru că aici voi așeza orhideea. Vom avea nevoie de această bandă adezivă, de această pamblică adezivă. Dacă nu dispuneți de ea, veți îmbrăca tulpina, florii cu firul de culoare verde cu care lucrați dumneavoastră. Și apoi vom avea nevoie de o tijă de metalică un pic mai groasă care să susțină florile. Vom începe de aici din vârful acestei tije, unde vom atașa prima floare. Am încercat să postez camera în alt mod. Sperăm că acest tutorial va fi mult mai precis decât celelalte. Și acum voi pune pe tija metalică firul de metal mai subțire, firul de sârmă mai subțire, care ne-a rămas de la lucrarea florii. În felul acesta îi dăm stabilitate, după cum vedeți, și apoi cu banda adezivă voi începe să îmbrac acest picioruș, voi începe un pic mai jos,
pentru a reuși să o fixez. Voi merge un pic în sus pentru a reuși să acopăr tot. Acesta. Sper să se vadă ceea ce fac și apoi încet, încet, rutin, mă voi întoarce din nou în jos și voi începe să aplic celelalte flori. Le voi pune în modul în care să fie o anumită ordine, o anumită precizie între ele. Sper că în felul acesta se va vedea mult mai bine ceea ce fac. După cum știți, sunt nouă și eu în această lume a tehnologiei, în această lume a tutorialelor. De aceea, de multe ori învăț împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Vom atașa cea de-a doua floare. O voi fixa mai întâi cu firul metalic. Și apoi voi veni cu banda adezivă să îmbrac tulpina. Așa cum vă spuneam, să știți că eu nu fac concurență nimănui. Eu toate tutorialele care le fac, le fac pentru doamnele din grupul nostru. Nu pun tutoriale pe alte grupuri. Unde am fost invitată să pun, le-am pus. În acest moment eu nu mai pun pe niciun grup tutoriale, pentru că fiecare muncește pentru ceea ce face. Și de aceea nu vreau ca cineva să creadă că fac concurență sau să fur ideile sau nu, eu ceea ce fac, fac strict pentru grupul nostru. Deci am pus cele două flori, după cum vedeți, și voi continua cu cea de-a treia. Îmi pare foarte rău că am făcut această introducere. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat acest lucru. M-a deranjat foarte mult gestul acelei doamne. Așa cum vă spuneam, dacă aș fi avut posibilitate, aș fi făcut mult mai multe concursuri. Însă pentru fiecare concurs pe care îl fac și pentru fiecare premiu, să știți că sunt în spatele acelui premiu sunt sacrificii și vreau să-l dau unei doamne care cu adevărat merită. Nu vreau să fiu luată de fraieră sau de proastă, mai bine spus, nici eu și nici dumneavoastră.
Îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat, dar eu prefer să pierd o persoană decât să pierd doamnele care îmi sunt aproape, doamnele care în fiecare dimineață, chiar dacă eu nu reușesc, pentru că deja sunt la lucru, salută, îmi dau salutul lor de bună dimineață, de noapte bună. Uneori să știți că nu reușesc să vă răspund, nu este pentru că nu vreau sau fie nu am internet, fie termin târziu lucrul, dar și atunci sunt mereu prezentă pe grup să urmăresc lucrările dumneavoastră. Admir foarte mult ceea ce faceți. Cu sinceritate, toate acele comentarii pe care vi le dau sunt bine meritate și mai ales îmi face mare plăcere să încurajăm doamnele nou începătoare care, așa cum știți, au și ele această dorință de a învăța, de a învăța să lucreze ceva frumos, să creeze ceva frumos. Și de aceea, în ultimul timp, tutorialele mele s-au adresat mult doamnelor începătoare. Eu ceea ce știu, tot ceea ce știu, am învățat singură. Nu am avut pe nimeni să mă învețe. Mi-a plăcut. M-am uitat și eu la alte tutoriale, am făcut și eu greșelile mele, ca fiecare la început, dar am învățat. Și este foarte, foarte plăcut când vezi că cineva îți apreciază lucrările, când vezi că cineva îți apreciază munca, însă cu astfel de comportări urâte, să știți că nu se ajunge nicăieri. De aceea, doamna respectivă a fost eliminată din grupul nostru și cineva mai avea această atitudine, va fi eliminat. Pentru că eu sunt o persoană corectă și vreau să rămân corectă. Grupul este un grup serios și vreau să rămână un grup serios. Nu vreau ca cineva să-și bată joc nici de mine, dar nici de dumneavoastră. Acum am ajuns, am îmbrăcat o anumită lungime din această codiță. Mă voi opri. Mă voi opri. Voi tăia firul. Pentru că cealaltă parte care nu este acoperită va fi introdusă în ghiveci. Îi vom da stabilitate și eu sper ca totul să iasă bine. Pentru a fixa un pic aici pe spate capătul acestui fir metalic, eu voi pune un pic de lipici lichid. Și voi presa această parte în modul în care ea să se lipească de floare. În timp ce lipiciul își face treaba lui, în vas voi pune acest bețișor de lemn. După cum știți, toate orhideile au un bețișor care le susține. Voi îndrepta camera un pic în felul acesta. Acesta este locul unde eu lucrez, în camera mea.
Acum voi pune floarea. Voi vedea dacă este suficient. Cred că este prea lung piciorușul. Voi scurta un pic. Pentru că am nevoie să aibă și stabilitate. Pare tot de rău că nu găsesc modul în care să vedeți exact ceea ce fac. Voi întrerupe un pic. Pentru a fixa bine. Am terminat de aranjat floarea. Așa cum ați văzut, am pus și această parte, această tijă de lemn. Am pus de fapt aici o bucățică de sârmă, pe care voi aplica apoi un fluturaș. Acum voi adăuga frunzele. Am făcut două frunze. Vedeți, se adaugă cu foarte mare ușurință cât de ușor le introducem, pentru că este acel burete care ne ajută foarte mult să fixăm lucrarea. I-am aplicat și frunzulițele. Acum voi pune aici, în acest loc unde am lipit, unde am prins, mai bine zis, cu firul metalic tulpina orhideei, voi pune o fondiță pe care am făcut-o în culorile alb și roșu, să aibă aceeași notă plăcută cu floarea, și ca un simbol al zilei care va veni, 1 martie, 8 martie. Alb și roșu sunt culorile mărțișorului. Voi pune acestea aici. Așteptăm un pic să se lipească. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți pune mărgeluțe, puteți pune un fluturaș, ceea ce doriți dumneavoastră. Pe canalul meu de YouTube găsiți și, dacă nu mă înșel, sunt două tutoriale cu fluturași. Eu, pentru a-i da o notă mai plăcută, mai elegantă acestei flori, voi pune aceste mărgeluțe peste buretele verde, astfel voi îmbrăca un pic
nu vor să stea acum. Voi îmbrăca un pic și nu se va vedea ceea ce este dedesubt. Vă rog foarte mult să-mi scuzați introducerea, însă a fost nevoie să spun acele lucruri din respect pentru dumneavoastră și cât și pentru mine, dar mai ales pentru doamnele care sunt administratori, care îmi dau o mână de ajutor, pentru doamnele care în fiecare zi sunt alături de mine, pentru doamnele care în fiecare zi nu uită să spună bună dimineața, nu uită de salutul de noapte bună. Uitați-vă, am pus acele mărgeluțe pentru a da o notă mai frumoasă. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți pune mușchi. Mușchi. Am văzut la Sidosoric, la coșulețele pe care ea le-a făcut, dau o notă foarte frumoasă și acum aici voi pune acest fluturaș. În felul acesta. Și aceasta este ceea ce am obținut. Voi încerca să fac o imagine de ansamblu. Voi încerca să îndrept camera în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce a ieșit, ceea ce am realizat. Nu știu, mă voi da un pic la distanță și voi încerca să vă fac o imagine de ansamblu. Sper să se vadă. Aceasta este floarea, dacă vedeți. Aceasta este ceea ce am obținut. Eu sper foarte mult să vă placă. Eu sper foarte mult ca dumneavoastră să lucrați după aceste tutoriale pe care eu le execut și, așa cum vă spuneam, voi încerca să fac un nou tutorial pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, însă lucru pe care vă sfătuiesc este să puneți un fir de sârmă destul de gros pentru a fixa florile, pentru că, așa cum vedeți, ele au o anumită greutate și trebuie să fie firul mult mai robust, mult mai tare. Atât am avut să vă prezint astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, noi ne vom întâlni cât de curând. Sunt Tatiana Andrieș și vă doresc o zi minunată tuturor. Vă rog să scuzați privirea de ansamblu, dar așa cum vă spuneam, aici este locul unde eu lucrez, în camera mea. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună tuturor!